Bine v-am regăsit! O planșă, întocmită în anul 1894, prezintă o suită de imagini ale municipiului Reghin. În trei registre orizontale, planșa cuprinde un număr de 9 imagini ale Reghinului acelor timpuri. Pornind cu primul rând, planșa înfățișează următoarele edificii și zone intravilane ale localității: Mädchenschule, școala civilă de fete, Mittelgasse, strada mare, Gymnasialgebäude, gimnaziul comunal. În rândul al doilea, Evangelische Kirche AB, Biserica Evanghelică, Ansichterstadt von Ziegenwald, vederea a orașului din dreptul pădurii rotunde, Evangelische Kirche MB, Biserica Evanghelică Reformată, iar în ultimul rând, alea de promenadă din parc, Piața Mare și pavilionul de promenadă din parc. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!